acceptat. Mai că nu este atestul. Joi. Nu, să vedem, nu știu, că nu știu nici pe echipa aia. Testul este cu CFR odihnit. Nu venit noaptea aia de pe drumul. Pentru că nu cred eu. Hai să mergem, că uite, mașinile am încurcat aici și băgați și voi asta așa puțin. Să trească mașinile. Hai, veniți aici. Hai. Băi, nu este atestul. Nu este atestul pentru că am găsit un CFR rănit, demoralizat după descalificare, noaptea pe avioane, deplasare. Dar bucuria este oricum, pentru că noi aseară prima dată am mai avut emoții la început. După ce a început meci, după 10 minute, nu mai aveam nicio emoție. Dacă mingea numai la tine. Păi n-a avut, mă, un corner. Dacă n-a avut un corner, tu îți dai, noi am avut 10 și niciun. Dacă mingea numai la tine, cum să ai emoții la fotbal? Acum să vedem. Să vedem. Că nu cred că asta e CFR-ul. CFR-ul am văzut altfel. Sau e posibil că suntem noi așa foarte de buni? Foarte buni și de nebuni de pulberăm totul în calea noastră și spargem totul. S-a nu? Vă așteptați la un asemenea început? 6 din 6. Nu 4 din 4. 6. Nu, deci s-a schimbat. Eu am schimbat o strategie, am văzut, adică am, anul trecut și acum, adică ani de zile am aplicat o strategie care a fost păguboasă. Că puteam să mai luăm 5 campionate. Adică la început am zis, contează, am jucat cu juniorii și după la final cadou am jucat, am luat la egalitate de puncte, un punct minus, adică campionatele, care le-am pierdut aiurea. Păi avea Hage la un moment dat 21 de puncte anul trecut. 21 de puncte avea. Acum ați făcut două echipe și... Și a, nu numai neapărat două echipe. Strategia e alta acum. Auzi cum am zis, mă interesează mai mult meciul cu CFR, da? E, și acum vă spun, mă interesează mai mult campionatul decât cupele europene. Dacă vrea domnul, să fie, să fie. Dar mă înțează cu campionatul, de ce? Vreau să jucăm Liga Campionilor. Vreau, că nu mai avem cu ce să jucăm în România și să ne aduceți echipe. Să ne aduceți echipe din Europa, că nu mai avem cu cine în România. Știți că ăsta este anul titlului, la ce start are echipa? Băi, nu mai avem cu cine să jucăm în România, trebuie să ne aduceți echipe din Europa, ceva valoroase, că nu mai avem cu cine să jucăm. Practic, în România nu mai avem. Păi, dar nu mai avem cu ce să jucăm. Cu ce să jucăm. Revenirea în Ghencea. Da. Mă închid, că dumneavoastră... Adică, domnul știe că le spun în glume, că dacă mă mândrez după aia, imediat prima bătaie o mănânci, da? Mai glumim. Revenirea în Ghencea. Lumea este ca să bucurăm pe suporteri. Revenirea în Ghencea foarte extraordinară. M-au sunat nepoții de acolo, vino Gigi, lasă-mă, că nu mai întreb, nu mai vin. Acum să vedem. Ei au spus că să vedem după ce ne dea răspunsul. Azi, da, cred că da, adică că n-au ce să spună că n-au nu s-a nimic. Da. Dar nu mă dai păcat dacă e... Bă, dacă e atmosfera așa de frumoasă, 30 de oameni se bucură. Bă, dacă România câștigă, dacă FCSB câștigă. Câștigă bani România, mă. Câștigă puncte România. Lasă-o, mă, să joace pe gazonul ăla frumos, că de-aia ai făcut. Pentru ce să lăsăm răutate dușmănie? Cred că va fi. Meciul de joi? Se joacă joi acolo, nu? Asta unde? Eu cred că joi acolo. Eu cred că acolo. Da. Nu vă e dor așa de stadion? Uite, aseară la oficială, lumea stătea, se uita după dumneavoastră, întreba domnul Becali, Nea Gigi, să vină Nea Gigi, spuneau toți. Nu. Eu dacă mai vin, eu o să vin, dacă vrea domnul, numai în Champions League, când să ne aducă echipe să jucăm, că nu mai avem. În România nu mai avem ce să jucăm. Am surprins un pic aseară Tavi Popescu în vârf. Hai să supăr ăștia pe mine. Ăștia patronii de fotbal. Nu. Au acuzat arbitrajul, a zis că e Răița acum cu declarația asta, vor să vă bată urmă. Păi îți dai seama că se supără ăștia, dar eu ce să fac? Dacă nu mai puteți să joc în România... Așa simțiți, serios? Bine, mă, glumesc, mă. Cei de la CFR au zis că i-au bătut arbitri aseară. Păi bă, dar tu tocmai mă miram ăsta, mandolinul ăsta. Ăsta e un om extraordinar, om bun.
Și după fața lui, cu mintea aia vede. Păi dacă și ăsta aberează, tu îți dai seama ce s-a ajuns? Cum sunt împotriva mea toți cât te duci, băi. Dacă ăsta, un cu minte, mandorlini. El și el a început să vorbească aberații. Dom'le, ce, nu am văzut decât el. Păi a văzut milioane de oameni, a văzut la repetări, a văzut varul. Nu? Dom'le, ăla că 11 metri, toată lumea, regulamentul să știe. Deci dacă mandolină, zice așa. Da, păi, tu îți dai seama. Care e om cu minte, mandolină? Da, nu-i cu minte? Declarații normale. Bă, și nu numai fața lui, așa, mandolină când îl vezi. Dar nu fața lui, om cu minte. Dacă și el vorbește aiurea, ce să mai... Dacă și mandolina a început, hai de capul nostru. A intrat companio, a schimbat jocul, același sistem de rulaj al jucătorilor. Dar nu e, mă, că eu le-am spus, băi, trebuie să-mi găsiți. Că ei fac acum. Dar eu le spun și dacă ceea ce spun eu ei găsesc soluția, am zis, bă, vreau să-mi găsiți loc pentru Tavi. Că acolo în stânga nu mai pot. Bă, Tavi trebuie să fie în echipă, nu știu unde. Că trebuie să-l văd pe Tavi. Băi, dacă n-ai bani, nu poți, bă, să faci. N-ai cum. Îi va dă bani aici. Dar Vârf nu prea a pus în apele lui. Nu, nu știu, tu zici. Tu zici. Trăgeaba ești pe stânga. Păi trăgea, dar el... Păi pasa cine a dat-o companiu la 11 metri? Da. Cine a dat? Știi? Da, dar nu juca Vârf atunci. Bă, dar cine a dat-o pasă? Păi, dar el nu juca Vârf, dar el acolo și-a făcut datoria. El, adică, nu s-a văzut, dar el și-a făcut datoria. A fost un jucător care v-a dezamăgit aseară? Sau toți v-au plăcut? Încă știți, cu CFR-ul de așa manieră, nu mai pot să spui. Și chiar dacă e unul mai slab, n-ai ce să zici. Adică toți la un loc. Cel mai mult m-a impresionat Pantea. N-am văzut așa ceva. Atâta dezvoltură, nicio teamă, pasează în centru, urcă cu mingea. Spirit. Da. M-a impresionat. Vindeți, domnul Vetel? Vindeți împrumutați Egiuma, știm că... Singurul jucător care poate mă întrebați, Egiuma, am dat voie 200.000 împrumut plus 600.000 cumpărare. Rest, să numai când vă întreabă cineva că dacă cumpără, vinde Steaua ceva, FCSB ceva, să spuneți, băi, sunteți mincinoși. Becali ne-a spus în fața la palat, nu se mai mișcă la ora asta nici un picior de jucător. Toți FCSB e posibil să mai iau un jucător. Să vedem. Nu știu. Dar da, nu știu, mă, nu știu. E nu din campionat nu, nu știu. Nu mă țin minte. Dar nu mă țin minte, nu mă țin minte. Dar fundaș dreapta ca variantă pentru Pante acolo? Niciodată în viața ta. Niciodată în viața ta. Pantea e Roberto Carlos, mă. Pantea va pleca pe bani. Pantea va pleca pe milioane de două cifre. Două cifre. Ce înseamnă două cifre? Unu și pe urmă încă ceva, nu? Zero sau doi, trei, patru, cinci sau doi sau câte. Pantea va pleca pe milioane multe. De acord, domnul Becali are o ofertă până la urmă clară? N-are nicio ofertă. Nu are nicio ofertă Cordea și în primul rând și nu are o să vorbim de ofete. Nu mai pleacă nimeni nimic, nici Cordea, nici nimeni, nimic. Nimic. Gata. Vreau să fac echipă tare și vă rog frumos să-mi aduceți echipe, n-avem cu ce să jucăm. Hai, ce jucător luați? Ce? Ce jucător luați? Poate ne dă ăștia de măsatură, după aia să vezi ce râd ei. Ți-am adus echipe Becali din Danemarca. Doamne, să nu fie așa. Că știi că glumesc. Da, ziceți. Bă, nu-i cunosc, eu abar n-am. Ei zic că e echipă tare. Eu abar n-am de danezi. Da, dacă ei sunt danezi, ce sunt, italieni, spanioli, francezi, englezi? Sunt danezi. Ce să fac? Vreau să zic, nu știu. Nu? Așa, eu nu prea cunosc așa mult. La fotbal, la echipe. De-aia vă zic voi să ne aduceți echipe. Că, să jucăm, că nu mai avem. Aici, în România, cunosc eu. Și dacă aici n-am cu ce să mai joc, sunt aici sănătate. Dar nu danezi, că danezii spulberăm noi. Hai, fiți sănătoși!